Vă salut, dragii mei! Voi continua să vă vorbesc despre miracole. Voi prezenta miracolul de la Fatima sau miracolul soarelui. În portugheză, o milagre do sol. Este un eveniment susținut de numeroase miracole și asistat de un număr de aproximativ 100.000 de oameni la data de 13 octombrie 1917. Miracolul s-a petrecut în câmpurile de lângă Cova da Iria, grota Sfintei Irina, din apropierea orașului Fatima din Portugalia. Totul a început în data de 13 mai 1917, când frații Jacinta de 7 ani și Francisco Marto de 11 ani, însoțiți de fetița Lucia dos Santos, care avea 10 ani, se aflau cu oile la păscut în apropiere de Fatima, în locul numit local Cova da Iria, grota Sfintei Irina. La un moment dat, ei ar fi văzut un fulger, după care ar fi apărut o lumină puternică. Apropiindu-se copiii, au observat în mijlocul luminii conturul unei femei, pe care ei au numit-o Doamna din Lumină. Ea i-ar fi îndemnat pe copii să se roage și să revină în același loc în ziua de 13 a fiecărei luni. La 13 iunie 1917, cei trei copii au revenit împreună cu alte 50 de persoane. După o oarecare așteptare, copiii au fost văzuți îngenunchind lângă un măslin și vorbind cu cineva nevăzut. La urmă, cu toții ar fi auzit o bubuitură urmată de ridicarea unui nor deasupra măslinului, care a dispărut curând în înaltul cerului. La cea de-a treia apariție din 13 iulie 1917, au fost prezente deja 4.500 de persoane. Ca și în 13 iunie 1917, martorii ar fi remarcat același nor alburiu, după care fetița Lucia dos Santos a spus că Doamna din Lumină ar fi promis un miracol pe data de 13 octombrie 1917. La ultima apariție, pe data de 13 octombrie 1917, au fost prezenți circa 70.000 de oameni. Veniți din toate părțile Portugaliei, dar și de peste hotare, ei au așteptat miracolul pe o vreme de ploaie neîncetată. Această ultimă apariție a Doamnei din Lumină ar fi fost precedată ca de obicei de un fulger. Cei trei copii au îngenunchiat în fața măslinului, vorbind cu ființa nevăzută de către ceilalți. Minunea s-ar fi produs după plecarea Doamnei din Lumină. Ploaia ar fi încetat subit, iar norii grei s-ar fi risipit în câteva clipe. Potrivit relatărilor unora din cei prezenți, soarele a apărut pe cer sub forma unui disc argintiu, care a început să se rotească cu viteză, proiectând fascicule intense policrome. Soarele s-ar fi oprit de 3 ori și tot de atâtea ori și-ar fi reluat rotirea. Rotirea soarelui ar fi durat circa 10 minute. Apoi, soarele pare că se desprinde de pe cer, fiind de culoare roșu sângeriu, și se precipită către pământ, creând celor prezenți senzații terifiante, după care soarele și-a reluat locul pe cer. În timpul acestei apariții, celor trei copii li s-au transmis 3 mesaje considerate importante pentru omenire. Iar Luciei i-a fost transmis mesajul că Jacinta și Francisco urmau să plece la ceruri. La scurt timp, Francisco și Jacinta au murit, iar păstrătoarea secretelor, Lucia dos Santos, a intrat în ordinul călugărițelor carmelite din Coimbra. În timp, s-a aflat că primul mesaj se referea la declanșarea celui de-al doilea război mondial.
al doilea ar fi anunțat destrămarea Imperiului Comunist Sovietic, iar al treilea a făcut public de Vatican la 13 mai 2000, făcea referire la împușcarea unui monah îmbrăcat în alb, asociat cu tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea, în 13 mai 1981, zi care a coincis cu sărbătoarea Fecioarei de la Fatima, când turcul Mehmed Ali a deschis focul asupra papei aflat în piața San Pietro, într-o mașină descoperită. Deși rănit foarte grav, papa a scăpat ca prin minune, mărturisind nu odată că viața i-a fost salvată de către Fecioara Maria, care, cu o mână maternă, a condus drumul glonțului. De altfel, papa Ioan Paul al II-lea a cerut ca glonțul care i-a fost extras din trup să fie pus la coroana Fecioarei Maria de la Fatima. Împlinirea amenințării referitoare la cel de-al doilea război mondial a readus mesajul de la Fatima în atenția lumii creștine. În anul 1946, în prezența delegatului Sfântului Părinte și a unei mulțimi de peste 800 de mii de persoane, când s-a făcut încoronarea solemnă a statuii de la Fatima. Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la prima apariție a Sfintei Fecioare, în ziua de 13 mai 1967, Papa Paul al VI-lea a venit personal la Fatima, unde a fost așteptat de peste 1 milion de pelerini, care petrecuseră noaptea în rugăciune, în mijlocul lor avându-o și pe Lucia dos Santos.